Chișinăul este motorul de creștere a pieței imobiliare din Republica Moldova, în condițiile în care piața apartamentelor este concentrată în proporție de 75% în capitală, constată economistul Lidis Viitorul Veceslav Ioniță. Expertul susține că, după căderea continuă urmare a crizei din 2008, piața imobiliară este în creștere, iar tendința se mai menține în continuare. Anul trecut au fost înregistrate 20.400 de apartamente vândute, ceea ce este un record pentru Republica Moldova, în condițiile în care numărul este cu 5.000 mai mare comparativ cu ultimii 5 ani. Deja în primul trimestru al anului curent au fost înregistrate 21.000 de apartamente vândute. Veceslav Ioniță mai precizează că un fenomen nou care nu a mai existat în Republica Moldova este vânzarea caselor individuale. În primul trimestru al anului curent au fost vândute 6.500 de case, comparativ cu 7-8.000 pe parcursul unui an întreg în anii precedenți. În jumătate dintre raioane, numărul de case individuale vândute în primul trimestru al anului curent au fost mai mare decât pe întregul an trecut. Iar în câteva raioane, vânzările au fost de 7 ori mai mari decât în anii precedenți, a spus Ioniță. Fenomenul se explică prin faptul că o parte dintre cei care vând casele vin în Chișinău, altă parte sunt moldovenii care s-au stabilit în străinătate și au decis să vândă locuințele și a treia explicație este că o parte dintre cei care au accesat credite imobiliare au decis să-și rezolve problema locuinței în afara Chișinăului. Banii care au impulsionat tranzacțiile pe piața imobiliară vin din sistemul bancar. În primul trimestru al anului curent, volumul creditelor din industria construcțiilor s-a ridicat la peste 5 miliarde de lei. O creștere cu 500 de milioane de lei, dar într-un singur trimestru. Cea mai mare pondere în total, împrumuturi acordate, o au persoanele fizice, constată economistul.